Maramureșul întinde o mână de ajutor românilor afectați de vremea extremă din ultimele zile. Prefectura județului a luat inițiativa înființării în Baia Mare a unui centru de colectare a produselor alimentare și de strictă necesitate pentru cei loviți de natură. Am realizat împreună cu Inspectoratul de Poliție, cu Inspectoratul de Jandarmerie și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență oportunitatea înființării unui centru de colectare de produse alimentare, în special produse alimentare neperisabile, vorbim aici de apă, ulei, zahăr, făină, conserve, care să provine din donațiile făcute de voluntari de către populație. În special, necesități există pe raza județelor Neamț, Covasna, Brașov, Arghita, Botoșani. Potrivit deciziilor de astăzi, punctul de colectare va funcționa la centrul de agrement Stibina, situat pe strada Culturii numărul 7A, iar oamenii cu suflet mare vor putea face donații între 5 și 9 iulie, între orele 8 și 20, inclusiv sâmbăta și duminica. Sper să fim solidari cu semenii noștri, au nevoie de aceste produse alimentare, în special de apă. Chiar în cursul zilei de astăzi, la știri, a fost prezentată o situație în județul Neamț, unde există 3 localități care nu au apă potabilă, au fost inundate fântâni, a fost distrusă rețeaua de apă și canal și cred că ar fi binevenit un ajutor și din partea noastră a maramureșenilor. Cu atât mai mult cu cât, din fericire, noi în această perioadă, deși am fost sub cod galben și portocaliu, am trecut cu bine peste aceste evenimente. Autoritățile roagă populația să doneze doar produse în ambalajul original, nedeteriorat și aflate în prima jumătate a termenului de garanție.